Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a întâmplat? Da, s-a întors roatată. Roatată? Da, e roatată. Ceva bulgăresc? Bulgarii, frate, cumpără castraveți de la noi. Pleacă, mă, bulgarii aici. Cumpără castraveți de la noi. Și noi le arătăm. Și ar trebui să ne întoarcem să le arătăm și noi ceafa. Lată. Ok. La Giurgiu, deci, am văzut știri peste tot. Nebunie. Răzbunarea românească-tă. La Giurgiu vin bulgarii să facă piața, deoarece la rusă totul e mai scump, tătă. Castraveți, roșii, ardei, dovlecei, tot iau. Cum prind, pac, cumpără. Și întrebarea mea este, oare noi am devenit, noi suntem noi bulgari? Că nu-mi dau seama dacă e de bine. Bun, sau de rău. Să știi că ar putea fi asta. Asta este tragedia. Dacă am devenit noi bulgari... Sau nu... poate eram și nu ne-am dat seama? Da, și acum doar ne arată. În sfârșit, da. Că știți că noi suntem în toate alea rele din Uniunea Europeană, tot ce nu merge, toate clasamentele nașparnii, la coadă sunt doi fraieri. Bulgaria și România. Sau România și Bulgaria. Aici este competiția maximă, noi și prietenii noștri, frățiorii noștri bulgari. Da, mă, dar eram mereu un centimetru peste. Da. Știi? Era mândria noastră. Da. Și mândria noastră era, desigur, că nu eram bulgari. Așa cum și mândria bulgarilor e că nu sunt români. Băi, dar acum, dacă ăștia săraci vin să cumpere legume de la noi, castraveți și așa mai departe, noi suntem noi bulgari. Măcar să luăm, dacă ar fi să fim, măcar să luăm centura Sofiei. Adică, dacă tu vrei să facem schimb, ceva de la Bulgaria. Da, să luăm și noi ceva de la Bulgaria. An de zile am luat programe TV, cel puțin aici, în Sud. Adică în Sud, cred că mulți dintre voi, cei care sunteți pe recepție în partea asta de Românie, v-ați urcat pe casă la un moment dat, dacă ați prins vremurile alea, ca să prindeți bulgarii, te urcai pe casă și orientai antena. Noi acolo sus, spre Iași, prindeam rușii și da. Televiziunea din Republica Moldova. Da. Deci aveam două canale. Și în Transilvania Ungurii, ceea ce acum este. Da. Sârbii se prindeau acolo. Sârbii în Banat. Dar era o industrie întreagă de meșteșugărie în confecționarea de antene din niște tuburi de aluminiu care nu se foloseau. Erau, nu știu de unde le luau, cred că erau niște standuri de-astea la Tipco, pe vremuri, care mai aveau bare de aluminiu. Uh-huh. Și de acolo era... Păi da, și ceva, câteodată nu prindeam TVR-ul, da. Cum prindeam rușii. Adică rușii erau cristal, cred că aveau rușii, HD din perioada aia. Rușii ne-au prins bine, firar să fie întotdeauna, asta da, este cumva. Problema și pe noi. Și te urcai pe casă și începeai să vede! Dai atât! Nu, dai înapoi, știi? Da. Dacă n-ai făcut asta niciodată... Am făcut-o. Că... La, sau blog, dacă... la blog, nu la casă. Sau dacă ai făcut asta, ești în grupa de risc pentru COVID. Da. Bine, deci am luat programele TV și ne-am uitat la ele. Vrei să le luăm centura Sofiei? Ce vrei să mai luăm? Nu știu, ce mai luăm? Adică dacă ar fi... Frate, dar acum se mai cumpără ceva din Bulgaria? Sau din Serbia, sau din Ungaria, sau din Moldova, adică se mai face trafic de ăsta de frontieră, dar mai trece cineva granița să cumpere ceva la ceilalți? Ce anume? Spuneți-ne pe WhatsApp 0728 3132. Dacă stați oarecum într-o zonă de graniță, treceți să luați ceva care e mai ieftin, mai bun, mai mișto în partea cealaltă, la alilanții. La noi acolo în Moldova, da. Treceam la moldoveni și luam tot soiul de lucruri inutile. Numai acum. Inutile, dar da, nu știu, mă zic că asta se întâmpla. Lasă altă dată, gata, venim în prezent. Bine. Deci acum, dacă se mai trece, bulgarii vin să ia castraveți. Caramelele bulgărești sunt inegalabile, ne scrie Cristi. Caramele bulgărești? Da, n-am auzit în viața mea. Caramele bulgărești. Mama, e de nișa asta. Da. Ia uzi. Hai cu mesajele, 0723132. Caise, unde? Unde bre Caise? Ceneața, da, Caise. Dar de unde? Poate că stai că se scrie în continuare, se scrie masiv. Lemne de foc de la bulgari, zice că ia Marius. La asta nu m-aș fi gândit. Asta e o problemă cu lemnele de foc, că guvernul României a făcut ca Lukashenko. Știi că Lukashenko a interzis inflația prin decret. Hai să nu mai fie inflație. Să nu mai fie inflație, da. Gata. Și guvernul României, oarecum în aceeași logică, a hotărât să plafoneze prețul lemnelor de foc la o valoare care nu are nicio legătură cu valoarea de piață. Că probabil că domnul Ciolacu a zis, de ce să fie scumpe când noi putem să zicem să fie ieftine. Corect. Da, păi să fie are ieftine. Are și dreptate. Da, și nu se mai găsesc acum, nu mai găsește lumea. Oamenii care au nevoie să cumpere lemne de foc, nu mai găsesc. Pentru că guvernul a zis, nu se mai vând decât la prețul ăsta mic, bine, atunci vindeți voi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.